Salut! Recunosc că este ridicol subiectul care mă preocupă pe mine acum. Când poporul român e împărțit în două, pro-contra Roșia Montana, pro-contra câinii maidanezi. Ei, și pe mine mai aia grija cu Inbank, cu lua aia lizeală. Vedeți ce a declanșat, e primul link de sus, loializarea. Și cum nu înghit găluști, le-am trimis un mail pe 6 septembrie. Suntem pe 16, încă nu au răspuns. Așa că acum, după ce postez însemnarea asta, le mai trimit un mail. În primul rând, depozitul ăsta bonus pentru mine, care sunt un deponent mediocru, e nesemnificativ. Și pe undeva, hai să ne jucăm pe instrumentele bancare. Vedeți mai jos acolo, e un link, economisirea la bancă, foarte pertinent. Și care pune punctul pe ei. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu au fost dobânzi așa de mici. La 3-5% pe an, dacă mai adăugăm și comisiuni de retragere, bașcă ce și-a statul dreptul, câștigul nici nu se vede. Pe termen scurt, chiar poți să retragi mai puțin bani decât ai depus. Păi cam așa e. Și mă ia atunci la gargară cu depozitul bonus. Mi-a plăcut comentariul unei, chiar de unde am găsit link-ul. Marea problemă a băncilor în România e că trăiesc doar din ciuguleală de ghișeu. Așa mi se pare și mie. Trec la următorul link, campanie promoțională. Cine o face? Ai închis. Cine ai închis? ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională de origine olandeză care asigură bla 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 bla. Păi, e mare, domne, e mare. Ce am aflat eu despre ING Bank? Ei au zis-o, profitul brut a crescut în 2012 ajungând la 232 milioane RON. Cu 44% mai mult ca anul anterior. Și ce fac ei? O campanie promoțională care constă în 5 telefoane mobile, în promo acolo scrie în cifre 5 și alături în litere. Adică boule, dacă nu știi cifre, cel puțin înțelege în litere. În valoare unitară de 2030 de lei. Valoarea totală 10.150 de lei. Deci este o campanie adresată deponenților. Care deponenți? Păi aia care au asigurat profitul ăla brut de 232 milioane RON. Atât? Iar în sine, campania e o frecție. Că chiar eu, care nu mă omor cu să fac tranzacții online, nu că nu vreau, nu am unde. Treaba asta mi-a explicat-o pe alt link mai de mult. Inbank 3 plăci câștigătoare. Nu am unde să fac tranzacții, că aș face. Deci asta ar presupune pe undeva ca salariația ING să-și dezlipească creierul de pe scaun și să lămurească pe piața, ca să am eu opțiuni în plus.
Deci eu mă încadrez în această campanie promoțională, chiar așa. În mod normal, după ce faci o campanie, cum a fost aia triplăs câștigătoare, trebuie să monitorizezi dacă a crescut ceva în urma acelei campanii. Așa cum am intuit eu, n-a crescut decât ciubucul care l-a luat în cazul respectiv brand manager Andrei Bogdan. Că a făcut și el acolo de ușa urmă. Că în rest să se vadă? Nu. E o frecție. Nu înseamnă nimic pentru mine. Și nu mă ajută cu nimic. Ați văzut că am pus acolo In Bank este prietenos cu măi de un conjurător. N-ar fi bine ca să înceapă cu mine? Că eu fac parte de mediul înconjurător al lui ING Bank. Cum mă definesc ei client? E o definiție care client ăsta. Pe toate băncile folosesc. Dar e incorrect folosit. Am explicat eu pentru ăștia care au făcut liceul la Săral. Termenul e roman. Și era definat situația unui țăran care avea și el o palmă de pământ și lângă el era un moșier. Ei, și atunci era în relație clientelară cu moșierul, care îi dătea plugul, îi dătea bou. Deci țăranul era dependent de moșier. Ori în cazul concret, acum, nu toți care intră în contact cu ING sunt dependenți de ING. Una este că faci un credit și alta, cum e cazul meu, că am numai depozite. Care deosebirea de fond? Mi-mi trebuie 2 ore ca să-mi lichidez toate angajările la ING, să plec în altă parte. Dar nu plec. Eu țin la ING. Fiindcă am prospectat piața și am descoperit că ING nu este deloc mai prost decât alte instituții bancare. Este la fel de prost. Și atunci ce rost are? Ce mai vreau să spun? Am fost nemulțumit de interfața asta unde fac eu tranzacțiile online. Și am trimis un mail. Ce am spus în mailul ăla? Am mai multe depozite la termen cu prelungire automată. Cum pot să renunț la opțiunea prelungire automată? Doresc să le mută la lichidare în cont economii și să nu le mai vânez ca să aflu când ajung la maturitate. Punctual. Adică cum ai opțiunea când constitui un depozit, te spui prelungire automată, să pot intra iar în meniu acolo și să spun nu, lichidare la termen. Imediat a sărit prompt o superbă domnișoară. Și bla 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 și bla 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 și bla 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 și bla bla bla. Ca să nu zic că a început cu lozinca aia standard. Vă atenționăm că sunteți înregistrați. Sunteți de acord? Că domnișoara bănuiesc că are niște picioare superbe, că trebuie să fie un motiv pentru care a fost ajuns la ING acolo. Nu știe. Dar trebuie să fie și juriști la ING, care știu că în codul de procedură spune clar, în cazul unui proces penal, tu ai dreptul să prezinți probe în instanță cu înregistrări audio la care tu ai luat parte. Ai fost parte. Deci nu-ți cere procuratura, n-ai treabă cu judecătorul ca să te aprobe, ca să te înregistrezi pe tine. Implicit. Nu știe fetița și nu știu nici juriștii. De ce m-a deranjat pe mine? Cum zic ei în promo lor, soluția de internet banking la ING este cel mai simplu și eficient mod de a gestiona banii. Bun.
Și când sunt pe pagina acolo, mă șicănează cu tot felul de reclame tâmpite. Dăm posibilitatea să le fac mici în bară, ca să-mi vădă treabă, că eu atunci mă ocup ca să fac niște tranzacții bancale. Nu navighez pe internet. Corect. Fetița asta drăguță nu era competentă să decidă asupra interfeței, să discutăm punctual. Trebuia să răspundă un salariat care poate analiza și rezolva situația, dar care să răspundă. Că am primit un mail în care eram adunat, anunțat că ING probează o nouă interfață. Și spunea ce frumoasă și deșteaptă e și dacă nu avem chef să o testăm, nu contează, că ei tot o aplică. Deci, fără să aibă un feedback, îmi convine sau nu îmi convine mie. Eu au un plan acolo să o aplice. De ce? Și bifează unul activitatea. În general, la Enghim mă deranjează reclamele astea tâmpite. Doi păsărăi discută despre avantajele bancare la nu știu ce produs. Am o întrebare. Targetul clienților lui ING sunt țărani ce apiști? Eu am rămas din filmele astea, din serialele astea occidentale. Banchierul e un tip îmbrăcat cu cravată la costum și care discută elevat. Nu la nivel ce apist. Tot de la ei. Apare într-o reclamă acolo. Bis descurcăreață, nu? Iar targetul este de țărani, că ea pricep limbajul ăsta. Pe mine mă deranjează țărănismul ăsta. Practic, cel care a scris asta are buletin de București, probabil la a doua generație. Și tot urlă țăran el. Altul zice, fără avans și o roabă de acte, creditul la nevoi personale, bla, 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 bla. Corect termen este roabă de belegar sau cu belegar, nu roabă cu acte. E cu totul altceva, iar țărănism. Îmi mai zice unul, te ajut să-ți alegi creditul, mă martă foi, eu îți plătesc salariul tău. Nu tu mie. Și dacă aer condiționat, e din cauza că am renunțat la profitul meu, ca să spună ție, Marța Foi, aer condiționat în birou. Deci, corect e, vă ajut să vă alegeți creditul. E o treabă de educație, orășenească. Însă am observat tot navigând la ei pe site, ca un link. Câștigi cu ING. Promovarea serviciilor bancare ING. Vă rog să mă aveți în vedere. Fiindcă eu reclaman cu căldură ING. De ce? Am testat și Piraeus Bank. Tot așa, m-a luat la bureală o fată acolo. Dom'le, mută-te la noi. Că uite, noi așa, noi așa, noi așa, noi așa. Foarte greu am reușit să o stopez. Domnișoară, vorbești de la mine din cartier, da? Da. Bun. Ia-o tu așa, pâș, 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 fă pași și mergi până la Enghii, unde eu am cont. Și-o tragi pe aia de limbă. Ce avantaje au? După aia te întorci înapoi și îmi trimiți un mail. Uite care e situația ta la ING, uite care va fi situația dacă te muți la noi. E drept că tu pierzi că îți lichidezi depozitele, însă în termen de 550 de ani o să ai un avantaj. A, păi cum să mergem noi acolo? Păi de ce nu? A, păi nu e etic. Păi stai mă, voi sunteți pe Jaltiki? Ca să îl folosesc pe Mircea Badea? Și ăsta sunt pescuit pe sistem staționar,
pică, guvidele, hați. Ce-am mai descoperit eu la ei? E drept la asigurări pensia în ghiro. Există un link, sugestii reclamații. Și ce spune acolo? Că avem un departament specializat, investigații și reclamații, care se ocupă de fiecare caz în parte. Reclamația ta, a dumneavoastră, boilor, va primi un număr de înregistrare cu ajutarea căreia veți boilor putea urmări rezolvarea acestea. Cazul tău, al dumneavoastră, boilor, va fi preluat de unul din ofițerii de investigație care va analiza situația transmisă și îți va transmite, vă vor transmite, deci opliților, un răspuns în maxim 8 zile calendaristice. Și de-aia le-am mai trimis eu încă un mail, în care le atrag atenția asupra acestei reguli a lor. Asta e pentru istorie. Am mai pus încă o dată link-ul cu 3 plăți câștigătoare, unde am analizat mai atent problema. Și altă luptă a mea, blocare cont de BNR în semnul întrebării, unde am reușit să fac liniște în piață. Căsăriți sărătoși de ariștii de bună credință, bă, vi se blochează conturile. Și am primit un mail în care până la sfârșit mă lămuresc că stau liniștit. Deci, loializare, nu înțelegeți termenul. Loial, poți să fii lui maică-ta, lui taică-tău, eventual copiilor. Păi și aici, cu rezerve. Că la un moment dat una din fetele mele s-a certat cu un oarecare. Și atunci a spus lui ăsta, măi, întreabă și pe taică-meu că știe despre ce e vorba. Și respectiv a zis, păi cum o să-l întreb pe taică-tău, că mă asigură de ție dreptate. Și atunci fiica mea a zis, nu, dacă n-am dreptate, taică-meu e primul care îmi sare în cap. Deci aici e punctual cu loial. De ce să vă fiu loial? Eu sunt client captiv al vostru. Niște pungași de la meane m-au dat legat pe mâna voastră. De ce zic că sunt niște pungași de la meane? Fiindcă în momentul când m-au mutat forțat la ING, era la altă bancă o ofertă mai bună. Și aici pungașii la meane, care s-au ales cu o șaormă, n-au ținut cont de un lucru. Ei nu dădeau legați la ING pensionarii ce apiști, ci niște pensionari cu pensii nesimțite. Deci se simțea treaba asta. Și în fapt, nu mi-au făcut niciun avantaj. Mă uitam tot așa, apropo de ei, un simulator de credite. Cred că le aparține lor, că nu prea i-a lămurit link-ul. Dacă vrei un credit de 2000 de lei, îl plătești în 6 luni, rată modică de 370,45 de lei și după 6 luni înseamnă că ai plătit 2222 de lei. Păi dacă eu am un depozit de 2000 de lei la ING, după 6 luni cât primesc? Trebuie să fiu fericit dacă mai am 2000 de lei. Pe aceeași temă, mai însemnarea mea, Inbank și Ciobanu, unde îi mai toc și acolo. Atât am avut de spus, mi-a fost foarte greu ca să postez, fiindcă am chestiuni arzătoare la ordinea zilei. A revenit la viață o placă de calculator, Wafer LXR12, normal primită de la Dani. Și abia aștept să mă înfig în ea. Aia e o chestie care mă interesează, că datele problemei sunt la mine, în apartamentul 14. Nu la Enghi, care bănuiesc că o să-mi primeată și acum un răspuns așa
au citit pe o parte și au priceput pe partea alta. Cam atâta. S-a înțeles ceva? Cum nu-mi convine Ponta, cum nu-mi convine Băsescu, cum nu-mi convine Antonescu, nu-mi convine nici Enghi. Dar, din păcate, nu am cum să-i strâm ca să adaptez la nevoile mele. Și atunci, cel puțin, le transmit disprețul meu, că sunt niște paraziți pe spinarea mea. Ca și Ponta, ca și Antonescu, ca și Băsescu. Dar asta e. Toate bune. Vă sărut, inclusiv tot etajul de la contact, că bănesc că sunteți bune la așa ceva. E, cu gânditul e mai greu. Toate bune încă o dată!